Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit la matinal, un alt fel de matinal astăzi, pentru că vă spunem în primul și în primul rând, la mulți ani! La mulți ani tuturor celor care poartă numele de Maria, dar la mulți ani nouă celor care astăzi împlinim 2 anișori. Ți-e să crezi? Nu vine să cred că sunt trec 2 ani de când suntem aici. Așa este, e un moment magic pentru noi și ne bucurăm să-l împărtășim cu voi cei de acasă, cei care ne susțineți de 2 ani de zile. Și pentru că prima și prima dată, Valentin, tu nu erai aici, dar noi, prima și prima dată, am pășit în acest platou al matinalului alături de Gina Taujan, nutriționist. Ei bine, Gina este alături de noi în această dimineață. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Mă bucur tare mult să mă aflu aici. Exact cum ai spus și tu, Georgia, chiar este un moment magic. Mulțumesc! Și eu îți mulțumesc tare, tare mult. Împreună am inaugurat această emisiune când am fost numărată pentru prima dată. Parcă ieri a fost. Parcă ieri a fost, exact. Nu vine să cred că au trecut 2 ani de zile. Tot aici, tot noi și pe această cale vreau să-ți mulțumesc că ești alături de noi și că ne ajuți să ne și pregătim puțin pentru această perioadă și vorbim despre alimentația de vară. Acela este de partea mea. Știu că de fiecare dată tu propui un stil de viață sănătos dincolo de diete, despre care știu că n-ai o părere atât de bună. Chiar deloc. Dacă dietele aveau rezultate, aveam toți siluetă, dar ne uităm în stânga și în dreapta și realizăm că nu este tocmai așa. Deci ar trebui să avem grijă cam la tot ce mâncăm, dar să nu fim așa strict, să mergem doar pe o direcție, pe niște diete în astea care se tot vehiculează pe internet. Chiar deloc, pentru că strictețea nu durează o viață întreagă. Ai putea să fii ambițios, motivat o săptămână, două, trei, dar să fim serioși. O să stai să te restricționezi jumătate de an sau un an sau o viață întreagă, nici măcar. Propun reeducare alimentară. Mănânc în fiecare zi și nu trebuie să mănânc sănătos. Vreau să am grijă de corpul meu, nu trebuie să pară că mă oblig să fac ceva sau că mă străduiesc în fiecare zi. Am grijă să pun în farfurie ceea ce îmi place, dar să mă întreb după dacă mănânc asta mă ajută sau mă încurcă. Până la siluetă, este vorba de modul în care noi ne simțim și vrem să avem energie, vrem să fim creativi, nu vrem să fim obosiți și, bineînțeles, dacă toată treaba asta aduce după sine o siluetă corespunzătoare, norocul nostru. Ok, deci pe primul loc ar trebui să punem sănătatea și de-abia după să ne gândim exact. Că silueta vine și ea la pachet. Exact. Dacă punem invers și merg pe siluetă, dar eu sunt tot timpul frustrată, obosită, înfometată, la ce mă ajută silueta sau cifra pe cântar? Haideți să schimb puțin și să bifez reeducarea alimentară și să conștientizăm că dietele nu dau rezultatele promise. Încă o dată, aici la voi, vreau să subliniez că degeaba pierdem în greutate dacă după mă îngraș la loc. Așa e, și pierdem în greutate, dar în aceeași măsură pierdem și momente frumoase din viața noastră, exact, în care exact. Nu știm să jonglăm cu ce avem în farfurie. Mergem la o petrecere, uite acum, de Sfântă Mărie și spunem, eu nu pot că sunt la dietă, dar sigur găsești o salată. Aduce după sine multă frustrare. Așa e. Exact, și nu pot să mă mai bucur de momentul acela. Dar pot să vin la tine la petrecere și să aleg acolo răul cel mai mic, cum îmi place mie să-l numesc. Sau, mai am un tips, nu vin înfometată la petrecere. Și mai bine. Ca să am discernământ. Că dacă o să-mi fie foame, nu mai gândesc clar și vreau să mănânc chiar și masa, nu doar ce e pe masă. E ceva rău dacă din când în când mai avem așa câte o scăpare, să spunem o dată la 2 săptămâni, am fast food-ul X, care îmi place mie mult rău de tot și parcă aș mânca ceva de la ei. Îmi place să cred că îmi place mult fast food-ul acela, poate să fie reeducat, ok? Dar bineînțeles că contează foarte mult ideea de excepție și nu regulă de bază. Una este să mănânci la fast food la 2 zile, alta este exact să-l ai ca pe o excepție. Dar cred că dacă te uiți și înțelegi ce înseamnă fast food-ul acela și știi ce-i face corpului tău, ușor, ușor te poți îndrepta către nu că nu pot să mănânc, nu vreau să mănânc. Și deja lucrurile devin mai ușoare, eu nu mă abțin, nu sunt frustrată, dimpotrivă. Puterea e la mine, nu vreau, iar stima de sine este acolo, sus, sus, sus. Să nu uităm că fast food-ul sau produsele acestea care sunt procesate dau dependență. Oh, da. Și deja, oh, da.
Deja intrăm într-o altă zonă. Exact, exact. Adică, în ce sens îți dau dependență? E o dependență psihică? Exact, și psihică și fizică. Or să te facă să vrei mai mult. Știu că tu ne îndemni să mâncăm fructe, dar să luăm și creierul la purtător, să nu ne lăsăm ghidați de instinct și să mâncăm așa. Un castron uriaș de fructe, ci mai degrabă o porție mai mică, nu? Chiar nu. Nu? Nu. Îmi plac fructele și okay. Le consider minunele naturii. Și vă îndemn să mâncați fructe pesăturate, mai ales în momentul lor când este vară. Dar acum, nu mănânc banană cu Nutella și am impresia că banana îmi face rău. Să nu confundăm situația. Sau să nu am burgerul și după să mănânc un castron de căpșuni și să cred că ele, căpșunile, mi-au făcut rău. Sunt detalii care fac diferența, dar să nu uităm că fructele vin din partea naturii. La un moment dat chiar am avut pe Instagramul meu o întrebare. Care este mitul tău despre fructe? Ce ai întâlnit? Și care mai de care? Că nici măcar îngrașă. Alimentele procesate nu erau duse în direcția aceea. Incredibil! Să nu uităm că fructele vin din natură. Sunt bomboanele naturii. Aș alege un fruct în detrimentul oricărui alt produs. Mai ales acum vara. Avem pepeni. Iubesc pepenii. Cireșele. Piersicile, caisele, pe toate vreau să le numesc, sunt minunate. Le consumăm mai degrabă în prima parte a zilei sau? Și aici am întâlnit. Să știți că am citit cărți care recomandă exact cum spui tu în prima parte, dar am citit cărți că dacă dorești să mănânci o salată de fructe la cină, este în regulă. Recomand ca fiecare să-și asculte organismul și să facă cum se simte el mai bine. Deci ok și o salată de fructe într-un moment oarecare a zilei. Eu mănânc personal. Dar este ok și ca desert de multe ori. Da. Uite, aseară mi s-a întâmplat să mănânc un bol de struguri. Așa am simțit, pur și simplu. Exact. Dacă corpul îți cere, gâmforit. Nu te abține de la fructe. Exact. Niciodată. Niciodată. La tine pe Instagram n-am mai văzut în repetate rânduri și apă cu fructe sau legume. Apa cu fructe în general, în afara faptului estetic, ne place esteticul și schimbă puțin atmosfera, să spun că schimbă și puțin gustul. Și pentru oamenii care sunt obișnuiți cu sucuri garbogazoase, trecerea la apă este puțin mai ușoară. Și da, rămânem doar la apă, beți apă. Kind reminder. Ce facem cu restul sucurilor pe care suntem tentați să le mai facem în această perioadă? Un suc de portocale, un suc de multivitamine, multifruct. Ne plac, dar recomand apa și să nu facem confuzia. O mai întreabă fetele, ok, ceai, dacă beau ceai, haide să nu-l confundăm. Apa este apă, ceaiul este ceai. Dar iubesc fleșul de portocale, iubesc sucurile în general. Nu am nicio problemă cu ele atâta timp cât este echilibru în alimentația ta. Se zice că trebuie să bem 2 litri de lichide pe zi. Dacă am compensat, să spunem, 1 litru apă cu 1 litru ceai, ar fi o balanță ok? Aici cu 2 litri de apă este puțin subiectiv. Ce simplu ar fi fost să meargă regula aceea generală de 1800 de calorii sau de 2000 de calorii și 2 litri de apă pentru fiecare dintre noi. Dar haide să ne uităm puțin la noi așa ca indivizi. Păi suntem și dacă ne ridicăm acum toți în picioare, exact. E clar că unul dintre noi o să aibă nevoie de mai multă apă. Exact, exact. Este important să bem apă chiar fără să ne fie sete. Deja când nu mai simți setea, am eu o mică expresie pentru fetele cu care colaborez, ești deja o mică stafiduță. Ți-au murit receptorii de hidratare. Wow! Și atunci, chiar dacă nu-mi este sete, nu trebuie să beau 1 litru de apă deodată să mă simt balonată de la el. Vreau să beau încet, apa să fie la temperatura camerei, ca să nu-mi facă rău și sunt în regulă. Mai putem să mai abuzăm de câte o înghețată vara asta? Sigur că... Acum jonglăm cu dulciurile. Da. Împar cu voi o rețetă drăguță pe care o am. Personal, am tot timpul banane la congelator. Banane pe care apoi le blenduiesc cu o lingură de unt de arahide sau pur și simplu simple, cu puțină vanilie sau, de ce nu, pudră de roșcove. Le-am blenduit și am înghețată acasă. Iar dacă ar fi să aleg o înghețată din oraș, cum ai spus tu, poate o excepție, aș merge pe ceva artizanal, fără straturi și straturi de ciocolată sau alune prăjite. Sau siropuri. Sau siropuri, exact. Sau arome de fructe și, de fapt, când citești eticheta, e 1% fruct. Nici măcar n-a trecut fructul pe lângă ele. Nici n-a mirosit înghețata aceea fructul. Exact, exact.
Îmi place să știu ce pun acolo și, bineînțeles, așa ținem cont la ce punem în organism. Știu că de multe ori recomand să ne ascultăm corpul. E adevărat că el cumva e atât de inteligent încât vara slăbește singur? Am observat că vara parcă n-am atât de mare poftă de mâncare, parcă el singur își face mecanismele. Da, bineînțeles, vara, datorită temperaturii, nu simțim nevoia să mâncăm, de exemplu, jumăr cu mămăligă, cum s-ar întâmpla iarna. Dacă venim atunci cu, chiar și cu grătarul acela, cu cărnații aia pe 30 de grade, m-aș uita puțin așa la carnea aceea. Dar, exact cum ai zis și tu, vara simțim să mâncăm mai puțin. Lucrurile merg altfel. Și întotdeauna recomand să ne ascultăm organismul. Și dacă simt nevoia sau nu simt nevoia să mănânc cina într-o zi de vară, nu trebuie să mă oblig din considerentul că am nevoie de 3 mese. Îmi ascult corpul, dacă el dorește cina, mănânc. Dacă nu, trec mai departe. Ce frumos! Mă bucur tare mult! Atât de simplu. Alimentația e necesar să fie simplă. Mă bucur tare mult că ai spus treaba asta, că nu e musai să avem acele 3 mese pe zi dacă nu simțim să le avem și ne forțăm să mâncăm. Foarte important. Îți mulțumesc tare mult că astăzi ai venit să sărbătorim împreună 2 ani de când ne cunoaștem și în aceeași măsură să-i informăm pe cei de acasă. Mulțumim tare mult, Gina! Mulțumesc, Georgia! Mulțumesc! Mergem mai departe și astăzi fiind o zi deosebită, iată, ne aflăm și după o perioadă de post, poate mergem în vizită la prieteni, poate se iscă vreo petrecere de zi, avem nevoie musai și de un machiaj. Pot să ies din cadru puțin de aici. Bine, și băieții plâng câteodată și băieții se machiază câteodată. Dar și pot să vin cu sfaturi, dragă, Da, bineînțeles, uite, putem și împreună să urmărim pe Cristina Almăjancea, care vine cu idei de make-up pentru petreceri de zi. Machiajul face parte din rutina oricărei femei. Utilizarea produselor cosmetice ne face să ne simțim mai frumoase și mai atrăgătoare. Atunci când vine vorba de a ieși în oraș, trebuie să știm ce machiaj să adoptăm în funcție de momentul zilei. Astăzi, Cristina Almăjanu ne va explica cum ne aranjăm dacă vrem să mergem la o petrecere pe timp de zi. Bună, Cristina! Cât timp trebuie să petrecem în fața oglinzii pentru a realiza un astfel de machiaj? Bună și bine v-am regăsit! Nu durează foarte mult, mai ales dacă ne dorim un machiaj colorat. În primul rând trebuie să ne alegem tipul de machiaj pe care ne-l dorim, dacă ne dorim un machiaj colorat sau un machiaj nude. Și în primul rând, orice machiaj pe care ne-l facem, trebuie să ținem cont de fizionomia și morfologia feței noastre. Nu durează, cred că vreo 30 de minute, 40 de minute. Acum depinde, dacă e un machiaj basic, poate să dureze și 20 de minute, dacă e un machiaj mai intens, de vară, dar pentru un festival, poate dura până la o oră, maxim. Asta dacă ai anumite chichițe, anumite secrete ale make-up artiștilor. Care este ordinea corectă pentru aplicarea produselor cosmetice pe timp de vară? În primul rând, trebuie să avem o bază de machiaj. Vara este foarte important să avem o bază de machiaj cu SPF și chiar o bază de machiaj, un fond de ten waterproof. Asta să ne ajute să ne susțină mai mult timp machiajul pe față. După ce am terminat de aplicat baza și fondul de ten, care îl putem aplica direct cu SPF sau să avem o bază de machiaj cu SPF, va trebui să aplicăm și rimelul. Asta dacă ne dorim un machiaj un pic mai natural de vară. Dacă ne dorim un machiaj mai intens, putem aplica gene false, deoarece ține mai mult și efectul este mult mai aprofundat, mai ales pentru o petrecere de vară. Eu o să vă arăt mai natural, o să vă arăt cum aplic rimelul. Cum aplic rimelul încât să se vadă cât mai, să ne aprofundeze genele, să le facă mai lungi și să iasă mai mult în evidență. Iar acum vom aplica fondul de ten. Cum ne recomand să aplicăm fondul de ten? Cu ajutorul unui burețel sau cu mâna? Dacă ne dorim o aplicare mai intensă, cu ajutorul unui burețel. Dacă ne dorim o aplicare mai, să nu prea se vadă, cu o pensulă. Dar eu cel mai mult recomand cu ajutorul unui burețel. Aici, pentru a aplica, o să vă exemplific pe
partea decolteului pentru a avea un bronz mai frumos. Poate multe doamne, cum știm foarte bine, tenul nu e bine să fie expus la soare și majoritatea dacă poartă o culoare, nici zona decolteului nu prea se bronzează. Iar eu voi exemplifica pe decolteu cum putem face să fie bronzat și el, la fel ca tenul, pentru că de multe ori ne facem doar o mască a feței și nu coborâm și mai jos. Am luat aici puțin fond de ten cu puțină bază de machiaj și le voi combina. Așa. Și acum vom aplica în mișcări de tapotare. Așa. Nuanța să fie aleasă un pic apropiată de nuanța tenului. Eu am mers pe o nuanță neutră, un subton neutru, pentru că ea are un subton al pielii care ne ajută acest subton neutru. Și după cum observați, ușor tapotăm. Acest truc ne ajută și dacă cumva ne-am bronzat la mare și ne-a rămas acele urme de la costumul de baie, care nu sunt prea interesante, să spun așa, și când ne dorim să avem o petrecere sau să ieșim cu prietenii și ne dorim un bronz, bronzul nostru să arate mai impecabil, putem să venim cu acest truc. Am aplicat în palmă fixator de machiaj, iar pe deget am luat acest pigment pe care îl voi aplica cu degetul. Deoarece este un machiaj de vară, este un machiaj ușor de aplicat de orice doamnă de acasă. Deci nu trebuie să fii make-up artist ca să poți să se realizeze acest machiaj. Și aplic ușor prin mișcări de tapotare. Ce pensulă trebuie să utilizăm pentru aplicarea blush-ului? Pentru aplicarea blush-ului avem nevoie de o pensulă să arate așa un pic mai pufoasă, deci aceasta ar fi, pentru a putea intra în acest triunghi. După cum bine știm, trebuie să formăm un triunghi, ne ținem cont de ridul nazolabial, de puntea nasului și practic aici formăm un triunghi. Iar în acest triunghi noi colorăm cu blush-ul. Blush-ul trebuie ales culoarea lui să fie o nuanță de piersicuță, nuanța să fie cromatic cu nuanța pielii noastre, să meargă cromatic, să nu încercăm să alegem nuanțe care nu ni se potrivesc. Eu am ales aici o nuanță de piersicuță, iar acum voi aplica spre final un luciu de buze, un ruj demimat care practic ne ajută în a volumiza buza. Începem din comisura buzei spre centrul buzei și cam așa. Acest ruj demimat, deci nu este doar un ruj lucios de buze, un gloss de buze, este un ruj care are particule aurii și ne ajută foarte mult în a mări și este un truc al make-up artiștilor, mai ales pe mijlocul buzei. Iar acum la încheiere voi aplica un fixator de machiaj. Am aici un fixator de machiaj cu SPF, un fixator care rezistă cam 12 ore. Facem un X, chiar și doamnele acasă, de 3 ori. Pentru acele evenimente care au loc în timpul zilei, un machiaj de zi este soluția perfectă pentru a obține un aspect radiant al feței. Nu este deloc strident, dar este acolo cât să-ți evidențieze trăsăturile, oferindu-ți încredere în tine. Se putea altfel. A venit un moment foarte important. Să știți că s-a mai întâmplat acest lucru și la ediția noastră specială de Paște, dar iată că revenim cu cel mai spectaculos duo din această televiziune. Nu suntem noi. Este vorba despre frății și Antonio Satiru. Bună dimineața! Antonio a intrat la apă și Antonio, eu m-am înălțat. De fapt, deja mă dor genunchi. Bună dimineața. Bună dimineața! Și frăție pe tocuri. Și frăție pe tocuri, dar eu am o poză cu ei doi, cu frății fără tocuri. Da. N-ai vrea. Și acum, frății, da. Eu știu de ce ți-ai făcut coc. Să mai prins câțiva centimetri în sus. Dar de ce trebuie să dai din casă? Tehnic, dacă vedea că de groasă este talpa la Didea și mea, îți spune că și eu sunt pe tocuri. Adică, ia uitați. Câțiva, patru centimetri. Îți mai trebuie plus. Câțiva centimetri. A, practic, de fapt, cumva la egalitate tu cu frăția. Tot el fură, voi vă imaginați?
Deci tot el fură. Da. Era frăție, Antonio, să știi că frăție era indecisă la machiaj, să-mi fac coadă, să-mi las părul așa, să... Și cred că a fost o chestie de intuiție, nu, frăție? Da, da. De fapt, nu vreau să spun, dar da, am vrut să par și măcar un pic de tot mai înaltă. Măcar. Da, 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 când dau jos șapela, cum stă părul, mai crește 3 centimetri. Haide-mă, te Ne-am adunat aici astăzi să ne și distrăm, chiar dacă noi până acum ne-am amuzat așa pe... Pe seama voastră, ca să zic, așa nu vă supărați, nu? Da. E, da. Știați oricum ce vă așteaptă. Eu mi-am lăsat portofelul în redacție. Adică vă așteptăm în parcare după. Da, da, da. Mie mi se mai spune, mi se mai spune și bufonul când nu e altul. Adică e ok. Dacă e ceva, puteți să mă chemați. Nu-ți cum e tribotezul, dacă n-aveți... Tăieri de moți? Da, da, da. Și la divorțuri mă bag cel mai bine. Păi pardon, am vrut să zic. Să știi, Antoniu, că tu ai rămas dator lui frății cu un truc. Da. Rămas dator, zici? Păi da, cu mai multe. Na, știi cum este, nu-mi place să rămân dator la oameni. Hai să mă revanșez în cazul ăsta. Mai ales la frății, nu poți să rămâi dator. Georgiane, facem cine curaj, ne apropiem. Hai să ne apropiem și noi, puțin. O să fac așa. Asta. Deci, fiți atent. Am aici două pachete de cărți de joc. Am unul albastru, da. Și am unul roșu. Pe CSB! Andreea, pe care vrei să le eliminăm? Cel albastru sau cel roșu? Eu tot timpul vreau pasiune. Așa. Deci rămânem cu roșu. Deci rămânem cu roșu. Da. Ești sigură de treaba asta? Nu vezi pasiunea din ochii mei? Eu o văd, dar te întreb ca să fiu sigur. Rămâne roșu, deci? Desigur că da. Ok, nicio problemă. Atunci o să rămânem cu pachetul roșu. Mare păcat, deoarece... Erau banii acolo. Dacă luai pachetul albastru, luai $100. Da, dar știi cum e? Eu tot timpul prefer dragostea, nu banii. Atunci hai să dăm pachetul roșu și să rămânem pe dragostea. Dar m-am gândit mai bine are și la puțin de roșu pe el, nu? Nu se poate să-l dăm înapoi? Na, da, uite, nu chiar, nu prea. Vezi că era mai evidentă inima roșie de aici. Tu ai vrut să mă induci în eroare. Absolut. Iar fapt, până voia să-l aleagă, dar n-ai interes cu bine. Dacă vrei să răzgândești de atâtea ori, dar n-ai vrut, ai vrut să rămânem cu cărțile. Okay, și vezi bine. Că pe partea cealaltă și cel roșu e albastru. Vezi? Nu mai zic. Andreea, fii atentă. Am aici un pachet de cărți de joc. O să am nevoie să facem o carte foarte rapid. Așa că spune stop, te rog, rapid undeva. Stop. Perfect, Andreea. O să trebuie să iei această carte. Cu mare grijă, eu n-am voie să văd ce carte este. Uite-te la ea, poți să o arăți și celor de acasă. Atunci nu. Nu, doar citește cu spatele. Eu sunt doar cu spatele, mă uit la perete aici. Ce carte frumoasă. Ce decor bine. Se potrivește ca mine, da? Se potrivește ca mine. Gata, s-a văzut cartea, ați văzut cu toții? Da. Ia, dă puțin la mine, Andreea. O să fie amintit ce să facem. O să luăm această carte și o să punem cartea în pachet în felul acesta. O să facem un gest odată așa, facem o amestecătură de asta. Încerc să vă iau mai ușor, că știu că e prima ora dimineții. Însă, da, nu, e foarte rapid. Cu un simplu gest, cartea pe care tocmai ai ales-o, o să sară prima în pachet. Cât de tare e chestia asta. Super! A? Pe nu e asta cartea. Cum adică nu e asta cartea? Nu e asta cartea. Nu e aia. Chiar nu e. Și să știi că nu suntem trei împotriva uia. Știi de ce? Știi de ce? De fapt, știi ce s-a întâmplat? Cartea, de fapt, s-a întors invers în pachet. Ia fiți atenți la chestia asta. Dacă mergem acum prin pachet, într-un mod extraordinar, cartea pe care ai ales-o este... Unde naiba este? Mai căutăm o dată? Antonia, te-ai emoționat? Spune-mi serios, să știi că... E pasiunea din privire. Dar nu astăzi, să știi că pasiunea roșu de vrea să fie de bine, nu. Dar gen... Frăția, vezi după ureche? Nu înțeleg ce mi-a să întâmplă. Mă, voi sunteți siguri 100%? Ce? 100% după ureche? Că nu era nouă de inima roșie. Nu era, nu. În buzunare, n-ai buzunare. Nu, avem toată baza în tine. O să încerc altceva. Nu mă dezamăgi, se uită mama la televizor, pune... Pune puțin mâinile în față, Andreea. Nicio problemă, o să o scoatem la capul. Mama ți-a spus că e un băiat bun, chiar e. Își face treaba bine, dar astăzi nu știu ce. Mama, Andrei, nu vă faceți griji. Fiți atent la chestia asta. Sărbătoare. O să iau nouăle de inimă roșie. O să-l pun în mână la Andreea. Pune și altă mână peste. Întoarce-o. Așa, și acum. Suflă puțin peste această carte, te rog frumos, Andreea. Și dacă ai făcut asta bine, ia uite-te acum la carte. Nu cred! Cumva asta era cartea? Ba da, era! Ce este nu cel mai tare? Nu se poate așa ceva! Este piele de găină! Mirăuț! Da. Cum ai făcut asta? Vezi că știe și de ochi, Antonio! Nu o să ne oprim aici, guys! Fiți atenți! O să luăm asta de rom, o să-l punem din nou în pachet. Așa. Mai suflă o dată, Andreea?
Măi, mi-e frică cu sufletoarea asta. Așa. By the way, mânecile mele, n-am mâneci, de fapt vreau să zic că sunt suflecate, dar n-am mâneci. Acum, ai suflat și fii atentă, întregul pachet dispare și la mine în mână mai rămân doar 4 cărți. Nu. Care sunt și la țeași. Vreau să știu cine a semnat pe inima mea. Adică pe inima ta și n-am semnat eu. Sincer, nu mai știu cine a semnat. Nu, dar e, sunt puțin geloasă. Am atâtea cărți semnate în pachet. Andreea, n-ai de ce, semnătura ta întotdeauna va. Bă, stați-mă, bă, stați-mă, bă, stați-mă puțin, mă, bă. Ce vrei? Mă, stați-mă, lasă-mă cine a semnat. Unde-s cărțile? Ah, păi, o spune. Chiar așa, pare foarte bine. Suntem rom rațional din această dimineață. Un lucru e clar, pe mâneca mea sigur nu sunt. Sub șapcă. Nici atâta. Dar te putem controla și prin alte părți. Facem un 360. Mă referam la buzunare. Imediat ce vă arăt chestia asta. Acum fiți atenți. Noi am rămas aici cu cei 4 ani. Corect? Da. Bun. Înainte să trecem mai departe, vreți să verificați aceste cărți? Ce să le facem? Nu știu, habar n-am. Tocmai a dispărut un întreg pachet de cărți. De ce oamenii vor să verifice restul cărților? Sunt cărți, mă. Adică e ok. Normal, nu am absolut nimic. Ia să vedem. Andreea Esca. Nu știu ce scrie aici. Cine ce a semnat? Te rog să nu scrii Mihaela Rădulescu, acolo am o problemă. Trei sunt ok. O să ținem de. Deci sunt niște cărți normale, da? Fiți atenți ce să facem. O să iau aceștia și o să-i amestec de câteva ori în felul acesta. Așa. Ca să vadă și cei de acasă. Și acum fiți atenți la chestia asta. O să iau unul dintre ași, să zicem în acest exemplu, avem un as de inimă roșie. Știu, Andrei, îmi pare rău, dar fii atentă, pentru tine o să las acest as pe masă, ok? Nu mai avem nicio treabă cu el, ok? Atât am vrut să aud. Acum o să luăm asul de romb, celălalt as de culoare roșie, numai că fii atentă ce o să facem. O să luăm asul de romb și o să-l punem sub cel de inimă roșie. Dar dacă eu acum pocnesc din degete și de fapt deasupra este asul de romb și dedesubt este cel de inimă roșie, adică pur și simplu schimbă locul cărțile. Ar fi tare chestia asta? Îți dau 1 milion. Da? Deci ar fi tare. Da. Stai că vrea mai mult. Mai tare ar fi să pognești tu din degete. Mamă, deci mă ia la de a el 1 milion. Vezi la chimagie neagră, vezi că tu ai făcut-o. Da. Vezi că chiar vreau să mă cucerească. Vedem acum, ia să... Și? Opșoare. Și dacă ai făcut asta bine, Andreea, acum la mine în mână ar trebui să fie, de fapt, așii de roșu și pe masă în momentul ăsta, de fapt, să avem treflă. Se poate. Și inimă neagră. Da. Vezi, mă, că ai pugnit din amândouă deodată? Poate. De la două să da. Fii? Da. Cred că trebuie să faci numai odată, mai gustos. O singură mână, da. Da, e ok, și așa, da, și-a schimbat locul. Mama, așa o să facă și cu datoriile noastre, îți promis. Nu poți să faci asta cu ale mele. N-avem. Hai să mai arăt o chestie interesantă. Mai am și o întrebare cu genți, cu inele, cu ce știi să faci? Dar din magazine, știi? Ce zic? Noi v-am zis portofelul, nu l-am lăsat în redacție și l-am închis în geantă. E foarte ușor, în evidență. Dar fii atent, nu, adică nu e nevoie chiar până la magazin, te poți direct. Dacă ți-l arăt și fac așa, poate să ajungă la ușă? Dacă plătim înainte cu cardul... Haide, mă, nu mai place asta. Dar dacă plătim cu cardul tău, ne putem înțelege. Ok. Cu cardul tău sigur faci tu ceva pe acolo și e... Îl golesc imediat, tu știi cum dispare tot ce conține. Arde chiar dacă mi-aduc eu bine aminte. Uleu, chiar că da. Chiar bani, ia fac direct. Fiți atent. Mai am o chestie foarte interesantă să vă arăt. Da, acum chiar stai. Deci am aici un alt pachet de cărți foarte rapid să le arătăm și celor de acasă. Cărțile sunt diferite, sunt amestecate, tot ce trebuie. Ba chiar, uite, Andreea, tai tot odată cărțile. Doamne, nu mai pot atât, tu îmi dai mie, mă faci inima să bată tare de tot. Și fie anul ce să vă facem. Uite, de fapt, de data asta vreți să mă așați un întrebări? Da, voi? Hai, să nu crezi, uite, de fapt, uite, o să facem așa. Cum vrei să facem? Vrei să tai eu sau vrei să tai tu? Tai eu, nu, tai eu. Lasă-l. Fii atent. Deci, ce vrei să faci? Tai oriunde vrei tu. Păi ai tăiat tu deja. Iei cartea de acolo, o lipești de tine și patru. Bun, deci de oriunde. Oriunde vrei tu. Te zi tu stop. Dacă vrei poți să și, exact, poți să și cobori așa printre ele puțin. Așa, de la mine partea de sus. Așa. Deci mulțumim cu cartea pe care ai ales-o? Așa, noi știm. Da? Bun. Da? Stai, nu vă împăceți asta. Asta era doar de test acum. Am făcut nimic cu asta? O să pui la loc. Nu, am vrut doar să fiu sigur că ai înțeles ce trebuie să faci. Să fii sigur, ok. Așa, eu doar vreau
să văd dacă creierul nostru chiar funcționează la ora asta, da. Stai paralizat. Eu mai devreme mi-am făcut o casă. Adevărul este că eu știu cum este creierul meu la ora asta, de-abia funcționează. Da, pe mine mă doare, ne mă impresionat. Eu te-am văzut la noi în protocol cum erai tu pe canapea așa leșinat și dintr-o dată, hei! Păi chiar când a venit și eu, a zis, gata, gata, ok, hai să mergem, gata, mergem acolo? Ok, bun, ești pregătit, mare? 100%. Dă-i bătaie, deci mergi până unde vrei tu. Uite-te mai tăpătine data asta. Gata, șeful, fă-ți treaba. Până alege... Fii autonom, ca să zic așa. Perfect, uite-te la carte, ține minte. Te și noi să ne uităm la lipești carte. De tine? Da, 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 puteți să vă uitați și voi. Eu mă uit în altă parte, acum mă uit fix la perete. Deci el se uită în altă parte, da, vedeți? Da, 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 da. A, așa? Uite-te în ochii mei, 1, 2, 3. Chiar mi-am pus și mâna peste față ca să nu se vadă. Gata, okay. Asta e carte. Bun, fii atent, o să te rog să pui cartea deasupra ca să verificăm la final. Este ce carte trebuie. A, a fost așa. Un magnet, ai acolo, ai văzut, ai simțit? A fost magie neagră. Doamne, așa. Așa. Mi s-a părut că s-a dus magnetic așa. S-a mișcat și cartea de jos, nu? Băi, e ceva necurat aici. Nu mai luăm o dată. Băi, sigur nu vi se pare că vedeți acela? Hai mă, cu magnetic. E ok, nu? Nu, e bine, e bine. Așa. M-a speriat pentru o secundă, credeam că nu știam eu cineva un pachetul meu de cărți. M-ați băgat în ceață. A, vezi că scrie murât de mână la ora asta. Da, nu, eu trebuie să scriu, cred. Și nici măcar nu trebuie să scriu, trebuie să desenez ceva. Mane, fii atent, ai ales o carte de joc. Da. Ești de acord cu mine că ai ales ce carte ai vrut tu? Ai tăiat cărțile unde ai vrut? 100%. Ai ales ce carte ai vrut? Am vreo posibilitate ca eu să știu ce carte ai ales? Adică ai văzut, cărțile erau diferite, puteai să alegi. Sincer, tu le-ai dat. Având în vedere ce experiențe avem, experiențele trecute, sunt șanse, dar în mod normal zice că n-ai absolut nicio șansă. Gen, da, vorbim de aici în circumstanțele unui om normal, lăsând cât sunt eu. Ok, fii atent ce o să fac. O să încerc să-ți citesc gândurile, să aflu ce carte ai ales. Numai că voi interpreta gândul tău printr-un desen. Ok, știu că sună foarte ciudat. O să încerc să-mi încețoșez singur mintea, ca să aibă ce citi. Încearcă să te gândești, serios vorbind acum, gândește-te la cartea pe care ai ales. Ok, încearcă să-ți vizualizezi în gând fiecare detaliu de pe această carte. O să încerc să realizez și eu foarte repede acest desen. Okay. Mie mi-e frică de asta cu își citesc gândurile. Stai seama că eu mă gândesc acum la cum bătea Nicoliță cornerele în 2007. poate le duc în eluare. Da, de asta am făcut aici un picior firar să fie. Nu stai că intru iar în meditație. Așa, bun. Eu am terminat desenul. Presupun că stai cu toții să vedeți ce carte am desenat. Da. Ei bine, guys, cred că am nimerit exact cartea pe care a ales-o, căci... Da. Dacă nu mă înșel, arată perfect identic. Nu! Băi, nu se poate, mă! Știu că, într-adevăr, da, i-am desenat spatele cărții în momentul ăsta. Însă, am totuși o metodă prin care să-ți arăt ce carte am desenat și arată ceva de genul ăsta, guys. Fiți atenți. Pognesc o dată în degete și acest desen, de fapt, devine real și este un 2 de inimă. Nu se poate așa ceva! Băi, eu vreau să mă uit pe reluare pe chestia. Vreau să văd reluare pe chestia asta. Băi, adevărat că și vreau să văd reluarea la chestia asta. Nu se poate așa ceva, deci din desen s-a făcut carte. Dacă vreodată se va întâmpla ceva, nu faci așa din degete și doamna din șifonier dispare, nu? Adică n-ai și puterea asta dacă o fi într-o zi dacă să era, fie. Dacă era să poate, doar acolo am rămas, cum faci tu așa, știi? Ok, ce anume putem să discutăm în pauza asta să vedem. Încercăm deci, atunci. Băcați să mă vezi și pe mine dacă o fi să fim bine amândoi. Lasă da. Pentru tine am alea specială, când... în care ia așa o hârtie și se transformă în bani, aia o să-ți plac la nebun. Oh, da! Când vă duceți voi acolo la primar să semnați frumos, noi vom fi martorii voștri. Da, promitem, promitem. Trebuie să știi exact ce dispare, ce apare când faci așa, 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 la fiecare pomit din degete să explici ce se întâmplă. Tu dai seama, o să ducem acolo la masă, trebuia să vedem sănătoarea, dar unde este pixul? Oh, dar ce e după urechea ei? Oh, dar ce crezi, deja semnat acolo? Da, da, să pun acolo primarul, să zice, da, că semnați aici și zic, ia mă, dar ce mă, domnul primar. Și face, oh, da, cum a apărut asta aici, știi? Îmi place, pare, în după... viața pare funny cu așa cu tine. Așa e, crede câteodată, gen, dar... nu știu, uite, spre exemplu, chiar aseară făcusem o chestie de făcusem un live pe TikTok în care, gen, săriseră niște oameni la mine pe unul dintre live-uri care ziceau, bă, Antonio, tu am văzut că arunci foarte bine cărțile. Și chiar erau foarte bine cărțile, vreți să vă arăt? Ia, gen, stați așa, vă arăt așa mâna rapidă. În sus, în... Nu, gen, spre David, spre prietenul nostru. Cine e pregătit să încaseze o carte? Uite, David.
David, hai. Bine, o să dau foarte ușor acum, că mi-am întins mușchiul aseară, la asta vreau să ajung. Oamenii tot îmi ziceau pe live, Antonio, tot arunci atât de bine cărți. Nu poți să tai ceva sau să nu știu ce, știi cum sunt clipurile alea în care aruncă oamenii cu cărți și taie banane, taie portocale, taie tot felul de chestii cu cărți de joc și chiar e pe bune treaba. Numai că mie oamenii mei au ce să sparg un nou. Oh, și ai reușit? După multe încercări seculare, eventual am... L-ai crăpat? Reușit, l-am crăpat, da. L-am crăpat, dar mă doare mușchiul și acum de nu mai pot fi la sătă. Are niște mușchi, Și camera are un geam, te-am rugat să nu-l spargi. Da. Dar, ca idee, când arunc o carte, arată cam așa. Wow! Mă rog, am dat-o ca să pot să evit așa ce și să-l dă patare la chestii gen. Ok. Dacă lumina încă merge. E ok, dar suntem ok. Bă, nu, că n-am dat foarte tare, dacă chiar ar fi spart prin... Bine că n-ai dat tare. Da. Mai avem foarte puțin timp la dispoziție. Ți se întâmplă să știi și vreun truc rapid? Normal, întotdeauna. Așa, să scot aici niște cărți de joc. Fii atent. Am aici niște cărți de joc. Voi de ce Alea sunt! Cele care au dispărut la primul număr! A durat așa o secundă, două, până când s-a prins patru. Frățin că o procesează, băi. Mi-a luat mințile, mi-am dat seama. Noroc cu Vali aici, că asupra lui nu funcționează aceste farmece, că noi două suntem... George, tu n-ai ales nicio carte în dimineața asta. Foarte rapid. Te rog frumos tu o carte. Uite pe asta. Andreea, mai alegi și tot o frumosă carte? Ia, toți? Pe care vrei tu. Așa, uite, luați-le de pe masă, uitați-vă la ele, țineți-mi de ce cărți sunt. Așa. Bun. Putem să le arătăm celor de acasă? Chiar aș prepune acasă, nu se poate. Sigur că nu mă focaliza la final. Uite, și chiar o să mă pun așa aici, ca să vedeți că nu mă uit la nicio carte. Nu cred. Bun, gata. Pune mâna, dă-mi, pune mâna. Ați văzut toate cărțile? Stați. Așa. Gata. Ok, da? Și am spus mai devreme că nu vreau, da? Bun. Uite, George, hai să luăm prima carte ta. Așa. Ok, uite, o să E ok, gata. O să luăm cartea ta, o să pierd un prim pachet. Ai și uitat-o? Da, perfect, tare mult de bine. Ați văzut aminte. Dar știu cum este, că și eu pățesc mereu chestia asta, fără să fie, deși nu cresc o cărți în fiecare zi. Andreea, să ți ține cu mâna de ea bine de tot. Sper că tu ai ținut minte cartea, da? Dar n-am cum. N-ai cum să uite. M-am și supărat chiar. O să tăiem cărțile. Om, ce carte-o fi ales? Lumea nu înțelege de ce râdem. Da, scapă imediat. Dar fiți atenți la chestia asta, guys. Dacă pomnesc o dată în degete, una dintre cărți o să sară prima în pachet și este Regina de Trefă. Recunoaște vreuna dintre voi cartea? Da. Regina reginelor. Nice. Dar fiți atenți că n-o să mă opresc aici. Andreea, mai ții tu puțin. De fapt nu, uite, o să facem așa. O să iau Regina ta de Trefă. Da. Și fii atent la chestia asta. O să iau cartea și vreau să-mi spui, Andreea, stop oriunde vrei tu. Stop. Și dacă facem aici puțin așa, această carte se schimbă. Da, incredibil. Nu se poate așa ceva. Noi avem o problemă în acest moment. Măi, una... Ți-am spus că sunt geloasă. Așa. Că mai devreme era semnată cartea cealaltă și că ți-am spus că aș vrea să nu fie Mihaela Rădulescu. De ce avem o mă pe semnătură? E chiar de la ea, nu? Cred că era sincer să fie, s-ar putea să fie. Chiar s-ar putea să fie. Deci da, poate. Ochii de expert. Până ne lămurim noi, propun să aflăm câteva vești din lumea astfelor ca să ne mai răcorim puțin. Antonio, ne-ai făcut capul franjurii în dimineața asta. Mulțumim tare mult. Opa, noi o ne retragem așa ușor, încercăm să aflăm câteva vești din lumea astfelor. Ne vedem la primărie. Cu primarul, cu pixul, cu... Era așa să-i numără și după ori. Olivia, te așteptăm cu drag să ne spui vești din lumea astfelor. Bună dimineața! Astăzi este o zi de sărbătoare care aduce cu ea oportunitatea unor decizii de a ne schimba viața și de a alege să urmăm calea noastră. Berbecii decid să fie ei înșiși, să nu se mai lase influențați de opiniile celorlalți și să rămână alături de oamenii care îi acceptă și iubesc pentru cine sunt. Surpriza este că vor rămâne mulți, mult mai mulți decât se așteaptă ei. Taurii trebuie să-și asume un drum doar al lor, pe care să meargă singuri, urmându-și viziunea. Ei trebuie să accepte că pentru a-și trăi experiențele lor de viață nu au nevoie de aprobarea celorlalți.
Gemenii se confruntă azi cu adevăruri din viața lor pe care nu le-au văzut până acum. Dacă au avut momente în care și-au impus un scenariu de viață, astăzi trebuie să dea piept cu realitatea, iar aceasta vine sub forma consecințelor de care nu se mai pot dezice. Racii au nevoie să facă schimbări majore ce țin de planurile de viitor. Totul e să decidă dacă pun sau nu o sumă de bani la bătaie pentru visul lor. Ziua de azi le aduce nativilor lei oportunitatea de a-și reconfigura parteneriatele pe care le au și să aleagă cu cine se mai asociază mai departe și la cine renunță. În fond, nu poți să ajungi în vârf alături de cei care nu-și doresc acest lucru. Fecioarele își regândesc obiectivele pe termen lung, iar Mercur, aflat chiar la ele acasă, le susține cu idei și inspirație. Nu vă fie teamă să țintiți departe, dragi fecioare. Anul acesta astrele sunt de partea voastră. Balanțele își dau seama că puterea vine din autenticitate. Astfel, nativii își dau seama de un lucru important. Cu cât sunt mai autentice, cu atât mai mult sunt luate în considerare. Scorpionii fac alegeri care privesc relațiile lor pe termen lung. Dorința de a nu se trezi în același scenariu de viață, dar cu actori diferiți, îi determină pe nativi să spună clar ce vor să facă în viitor. Săgetătorii sunt prinși în niște procese birocratice și trebuie să adune niște documente într-un timp limitat. Asta dacă vor să fie luați în considerare pentru anumite proiecte și cam vor. Capricornii decid că a venit vremea să se mai și distreze, nu doar să muncească. Este fain să ai responsabilități, te ajută să crești, să îți depășești limitele și să ai stabilitate financiară. Dar viața e mai mult decât atât. E și despre distracție și bucurie. Vărsătorii iau acele decizii pe care le rumegă deja de multă vreme în mintea lor. De fapt, deciziile sunt luate. Acum doar trec la acțiune și recuperează ceea ce au amânat. Așa că au șanse mari să își cumpere astăzi un bilet de avion pentru mâine, doar dus. Pentru nativii pești a venit vremea să se maturizeze din punct de vedere al felului în care se pun la dispoziție pentru alții. Respectiv, dacă altcineva are nevoie de ajutorul lor, nu înseamnă că trebuie să renunțe imediat la ce este important pentru ei și nici să facă voluntariat, așa că pot cere din start suma cuvenită. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Astăzi este într-adevăr o zi importantă pentru noi cei de la Metropola TV, împlinim 2 anișori. Dincolo de asta este o zi importantă pentru noi toți ca români. Din perspectiva creștin-ortodoxă vrem să aflăm câteva informații în această dimineață, pentru că așa v-am și obișnuit de 2 ani de zile. Iar alături de noi se află în această dimineață Vlad Rădulescu, teolog. Bună dimineața, bine ai revenit! Bine ai revenit la noi! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Da, într-adevăr, astăzi este o zi foarte importantă pentru creștinătate, mai ales pentru creștinătatea ortodoxă, și anume în data de 15 august se sărbătorește, se prăznuiește sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Totodată astăzi este o zi de un prilej de bucurie pentru noi, pentru că astăzi Metropola TV face 2 ani de la înființare. Un proiect fantastic, un proiect frumos, plin de energie, plin de oameni cu chipuri luminoase. Și pe această cale, la mulți ani și la cât mai mulți ani de activitate. Doamne ajută, mulțumim. Așa să fie. Mulțumim tare mult! Totodată le urăm la mulți ani celor care poartă numele și oare ocrotitoare pe Fecioara Maria, pentru că, după cum am spus, este o zi, un prilej deosebit, fiind una dintre cele mai mari sărbători ale bisericii noastre creștin-ortodoxe. Trebuie să știm la început de toate că Fecioara Maria are numai puțin de 10 zile de prăznuire în anul bisericesc, aceasta fiind una dintre cele mai importante după naștere și după zămislirea pruncului Iisus Hristos. Și așa cum v-am obișnuit, o să încercăm să o vedem din 3 perspective. Vom încerca să mergem cât mai repede pentru că este o sărbătoare foarte mare și are o mare simbolistică. Din punct de vedere istoric, vedem faptul că despre adormirea Maicii Domnului și mutarea la cer nu avem foarte multe date, de fapt nu avem date în Sfânta Scriptură, avem înscrierile Sfinților Părinți în tradiția Bisericii. Vedem că înainte, cu 3 zile, îi se arată Sfântul Arhanghel Gavril, care îi prevestește faptul că va trece de la viața aceasta pământească la cele cerești și că
însuși fiul ei va veni să-i ridice sufletul la cer. Se pregătește Fecioara Maria pentru acest moment din viața ei, își strânge pe apostoli, pe cei apropiați, rudele, prietenii, și a rămas bun, își cere iertare de la ei, un semn creștinesc să-și cere iertare de la toți, de la toți cei care sunt aproape înainte de acest moment, și le spune să nu poarte doliu și să fie un moment de sărbătoare, un moment de fericire, pentru că nu este un moment de tristețe faptul că ea trece de la viața aceasta la cele veșnice și că acesta nu trebuie să fie privit cu tristețe. Se apropie momentul, vedem faptul că se strâng apostolii. Din această istorisire se mai desprinde o istorisire dragă nouă, și anume cel al brâului Maicii Domnului. Am văzut că în Voluntari, anul acesta din nou, a fost adus brâul Maicii Domnului. Mulți pelerini au venit în orașul Voluntar să aducă cinstire Maicii Domnului, acestui sfânt odor. Și vedem că în momentul în care se desfășura acest monument istoric din viața Fecioarei Maria, Sfântul Apostol Toma nu a fost de față. A fost apostolii, au fost ucenicii Mântuitorului Iisus Hristos, au fost cei apropiați, au fost patriarhul din Ierusalim, pentru că acest moment a avut loc în Ierusalim și locul de groapă al trupului pentru câteva trei zile a fost în Ghețimanii, a fost și patriarhul Ierusalimului, după cum spuneam, și vedem că Sfântul Apostol Toma n-a fost. Era plecat în Asia, era o drum foarte lung, n-a putut fi străbătut în trei zile. Nu știu dacă reușim noi astăzi cu autoturismul să venim de undeva din India în trei zile până în București sau până în Ierusalim, să spunem. Și vedem că întârzie, dar acesta s-a rugat foarte mult și Fecioara Maria i s-a arătat cu trupul din cer și a dat brâul ei pe care îl făcuse cu mâna ei. Wow. Și acesta fiind un simbol că Fecioara Maria s-a ridicat și cu trupul la cer. Acum vom vorbi de partea teologică, că am vorbit de partea istorică foarte, foarte concis, vom încerca să vorbim despre simbolistică. Știm faptul că odată cu Fecioara Maria, Fecioara Maria este cea care a adus lumii mântuirea, pentru că ea este cea care l-a zămislit pe Iisus Hristos. Aici e o analogie foarte, foarte frumoasă, și anume că Iisus Hristos, cel ce s-a născut din vecie fără mamă, doar din tatăl, cum spune la simbolul de credință, în lume s-a născut din mamă fără tată. O analogie foarte drăguță. Și prin Fecioara Maria a venit Iisus Hristos în lume, care a adus mântuirea. De, cred că ar fi momentul zero al începutului mântuirii neamurilor, a oamenilor. Și vedem tot aici, din punct de vedere teologic, faptul că Fecioara Maria se spune că s-a mutat cu sufletul și cu trupul la cer. Am văzut că a venit cu trei zile înainte Sfântul Arhanghel Gavril și a spus că sufletul ei va fi luat de Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă vedem în tradiția bisericii, în icoana prăznuirii acestui moment important, vedem faptul că imaginea prezintă pe trupul Fecioarei Maria, vedem apostolii, dar vedem și pe Mântuitorul Iisus Hristos, care ridică sufletul Fecioarei Marie la cer, îl mută la cer, și preînchipuirea este sub forma unui copil într-un giulgiu alb, în alte reprezentări într-o haină luminoasă, și anume faptul că Mântuitorul Iisus Hristos este cel care a venit personal și a luat sufletul Fecioarei Maria să-l ducă, să-l mute la cer, spre deosebire de restul lumii, la care vine Îngerul Păzitor și ia sufletul și îl duce la judecata următoare, la judecata particulară. Pe care știm că după trei zile, trupul Fecioarei Maria a fost și el mutat de pe pământ la cer. Este foarte interesant, pentru că nu vorbim despre învierea sau despre înălțarea la cer, pentru că doar Iisus Hristos, care era om adevărat și Dumnezeu adevărat, putea să se învie pe sine, să se ridice singur la cer, pe când vedem că la Fecioara Maria sufletul și chiar și trupul a fost mutat de pe pământ la cer. Și după aceea șade de-a dreapta Fiului lui Dumnezeu, Fiului ei, Mântuitorul Iisus Hristos, și se roagă pentru toți oamenii ca să putem să ne mântuim la finalul vieții noastre. Chiar în scrierile Sfinților Părinți spune la un moment dat faptul că Iisus Hristos, când era pe cruce, a spus: Tată, iartă-le păcatele lor, în mâinile tale îmi dau Duhul meu. Pe când Fecioara Maria a spus: în mâinile Fiului meu eu îmi voi da sufletul. Și în iconografie vedem cum Iisus Hristos este cel care ia sufletul Fecioarei Maria și îl duce de pe pământ la cer. Din punct de vedere al tradițiilor, acum celor mai
importante și lumești pe care le așteptăm. Astăzi vedem că este sfârșitul postului adormirii Maicii Domnului. Știm că în Biserica Creștină Ortodoxă sunt 4 posturi mari peste an. Avem postul Crăciunului, care se termină cu nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Avem postul Paștelui, care se termină cu învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Avem postul Sfinților Apostol Petru și Pavel și mai avem și postul adormirii Maicii Domnului, care se termină cu adormirea Maicii Domnului, care este astăzi. Astăzi lumea se pregătește, merge la biserică de dimineață, cei care pot să ajungă la biserică de dimineață, dacă nu, sunt oameni care sunt la serviciu, trăim într-un oraș cosmopolit, stăm în București. Măcar pentru câteva momente să-și ridice gândul și sufletul către Dumnezeu și să se roage, să aducă o scurtă rugăciune ca să poată să își împlinească demnitatea de ființă spirituală, ființă care este alcătuită din trup și suflet. Mai există un mit astăzi și aș vrea să-l dezbatem puțin. Înainte spuneai că Fecioara Maria a lăsat vorbă să nu se țină doliu. Noi ne-am făcut puțin griji astăzi, având în vedere că noi totuși sărbătorim, iată, 2 ani de existență, n-avem cum să nu ne bucurăm. Pe de altă parte, se zice că astăzi nu e bine să se dea petreceri și să se sărbătorească așa cu fast, cum obișnuim noi românii, în alte sărbători. E adevărat? Mit? Realitate? Desigur, am văzut că de câțiva ani umblă în spațiu public o astfel de vorbă, un astfel de gând în rândul credincioșilor. Trebuie să știm faptul că pe sfinți noi îi cinstim în ziua în care ei au trecut cu sufletul la cer. Pentru că în momentul acela noi avem certitudinea că ei sunt în împărăția lui Dumnezeu și că sunt aproape de Creatorul lor în fericire absolută. La fel ca și în acest caz, în ziua adormirii Maicii Domnului, este un moment de celebrare, un moment într-adevăr solemn, că este vorba despre moartea trupească a Fecioarei Maria, dar totodată noi avem certitudinea faptului că ea, sufletul ei a fost mutat de pe pământ la cer de însuși Iisus Hristos. Și într-adevăr am văzut că este acest gând în rândul unor credincioși. Mai mult de atât, mi-amintesc că acum 2 ani, când a avut loc prima emisie și ne pregăteam pentru acest frumos proiect să ajungă prima oară la televiziune regională, acum suntem televiziune națională, am ajuns la următorul nivel, mi-amintesc cum a arătat ziua în care s-a făcut sfeștanie. Dacă ați văzut acolo în redacție, avem o icoană. Acea icoană a fost adusă de la parohia Nicolae Bălcescu, tatăl meu care a făcut slujba de sfeștanie. A fost un moment extraordinar și de fiecare dată când vine în redacție văd Sfânta Icoană care stă pe perete și mi-amintesc de momentul de origini ale acestui frumos proiect. Așa din moment este. Ce este o zi dată liber național, ar fi bine ca oamenii să evite, eu știu, să facă treabă prin casă, să trateze această zi din punct de vedere al treburilor ca pe o duminică, să spunem, în care ar trebui să ne odihnim mai mult, să petrecem timp cu cei dragi. E o întrebare foarte bună aceasta. Da, este recomandat să mergem să participăm la Sfânta Liturghie, să mergem la biserică, să aprindem o lumânare în amintirea celor care nu mai sunt printre noi, poate și o lumânare pentru cei care au o problemă de sănătate, dar după cum am spus mai devreme, într-adevăr trăim într-un oraș cosmopolit, trăim într-o societate care este într-o continuă mișcare, într-un continuu dinamism. Și totuși ar trebui să ne găsim câteva momente și să ne respectăm conduita și demnitatea noastră de ființe vii. Și în zile de sărbătoare să ne găsim câteva momente și prileji de bucurie și de odihnă, dar o odihnă care să nu reprezinte lenea, adică să mergem să stăm pe canapea la Netflix sau să ne uităm la un meci sportiv și pur și simplu să ne găsim o odihnă care să ne revigoreze atât mintea cât și sufletul. Foarte frumoase aceste intenții, mai ales că viața vine ca un tăvăluc. Măcar în aceste zile de sărbătoare să facem popas și să
să ne gândim la lucruri mai frumoase, să mulțumim, de ce nu, pentru tot ceea ce avem, să ne rugăm pentru cei care ne sunt apropiați și nu numai. Mulțumim că de 2 ani de zile ne ești prieten în primul și în primul rând și că ne treci pragul cu drag de fiecare dată. La fel și noi te așteptăm cu drag să revii și să mai povestim alături de cei care ne urmăresc. Mulțumim tare mult! Mulțumesc pentru frumoasele cuvinte, dar într-adevăr este un proiect de suflet pentru mine și de fiecare dată voi răspunde cu mare plăcere invitațiilor în platou, cel puțin la... Nu cel puțin, la toate emisiunile Metropola TV, dar mai ales la Dimineți cu Georgia. Mulțumim tare, mulțumim tare mult, Vlad. Mergem și către o scurtă pauză de publicitate în care vă invităm, că tot a spus Vlad mai devreme să luăm acest mic moment de pauză. Dacă noi luăm o pauză de publicitate, să luăm și voi o pauză, exact, să vă gândiți mai mult la cei dragi, la familie și de ce nu la liniște. Uite, răgazul pe care l-așteptam cu toții. Ne întoarcem în câteva momente.